Puține ore de somn pe noapte sau un somn de proastă calitate pot avea efecte serioase asupra funcționării organismului uman, se arată într-un studiu al cercetătorilor britanici. Conform MedLife.ro, 5 factori care ne împiedică să dormim bine sau suficient și cum se întâmplă acest lucru. Un mediu incomod sau gălăgios. Pe măsură ce adormim, tonusul muscular se reduce și membrele încep să se relaxeze. Ne simțim somnoroși, însă creierul este încă activ, astfel încât orice zgomot sau disconfort ne poate împiedica să adormim. După circa o jumătate de oră de somn superficial, majoritatea dintre noi intrăm în somnul profund. Cu toții avem un ceas biologic care ne informează când suntem obosiți și ne ajută să sincronizăm miile de celule din corp la ritm. Principalul factor de sincronizare este lumina. Ochii noștri reacționează la lumină și întuneric, chiar dacă avem ochii închiși. Dacă simțim lumina, devenim mai alerți și ne trezim. Cafeina este un excitant care poate rămâne în organism timp de mai multe ore. Băuturile bogate în cafeină ne împiedică să adormim repede. Alcoolul ne face deseori să sporăim, astfel că respirăm mai greu și ne agită. Mult alcool înainte de culcare duce la intrarea direct în somnul profund, ratând astfel prima fază din ciclul somnului. Anumite mâncăruri grase sau condimente pot provoca arsuri care ne împiedică să adormim ușor și provoacă disconfort noaptea. Temperatura corpului scade când adormim. Este controlată de ceasul biologic care începe să dilate vasele sanguine din mâini, picioare și față, pentru a se pierde căldura pe măsură ce simte că ar trebui să dormim. Însă dacă spațiul unde dormim este prea puternic încălzit, corpul nu poate pierde căldura, astfel că devenim agitați. Dacă ne este frig, suntem la fel de agitați. Stresul este inamicul somnului. În pat, mintea se simte liberă să zburde și în momentul în care ne simțim anxios pentru că ne gândim că nu vom dormi destul, devenim și mai stresați. Aflați în această stare, oamenii pierd noțiunea timpului. Este posibil să ațipești și să te trezești, însă simți că nu ai dormit deloc. Acest lucru rezultă un somn fragmentat și mai puține ore de somn profund. Experții în somn recomandă să ne ridicăm din pat și să întreprindem o activitate care să ne distragă mintea de la griji, precum un puzzle înainte de a încerca să adormim din nou, relatează MedLife.ro.